suficient să nu mai adoptăm legi inutile sau care creează impredictibilitate, dar că e important să reducem pe cât posibil birocrația, să facem în așa fel încât legile pe care le avem, aplicarea acestor legi, să aibă o sarcină birocratică cât mai redusă pentru dumneavoastră. Și de asta am atacat acest domeniu cu măsuri de reducere a birocrației.